Dragnea, detalii de ultim ori despre legea care i-a scandalizat pe europarlamentarii români. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marii, la Palatul Parlamentului, că legea de FIMR este într-un stadiu incipient, nefiind o prioritate în acest moment. Nu este acum o prioritate această lege, cel puțin în momentul ăsta. Nu renunc la acest principiu, pentru că uitați-vă ce se întâmplă peste tot, nu numai în Europa, în statele democratice din lume, fiecare cecean subliniere iube subliniere tecara, fiecare cecean vrea ca cara lui să fie respectat, să se dezvolte sublinierei nu cred ce cecenii dintr-un stat sunt foarte bucuroși sublinierei când oficial sau funcționari publici din statul respectiv aduc de servicii cerii care îi pelete sublinierei lansează sublinierei rostogolesc tot felul de minciuni despre cara lor, a afirmat Dragnea. El a precizat că nu există încă un proiect de lege referitor la defimare. Tericeanu se înclizete pentru prezideniale? Răspunsul ferm al ALDE. Nu are nimeni până acum un proiect de lege în genul ăsta. Am primit din partea câtorva colegi de la Bruxelles o minimă analiză a legislației în domeniul ăsta, există în fiecare car o legislație specific, unele ceri în care legislația este foarte dur, altele în care nu este la fel de dur, dar sunt ni subliniere de prevederi. Cred că, după ce ne-a subliniereiez mai puțin, se deme drumul la o dezbatere serioasă, să vedem dacă sublinierei cum adoptăm o astfel de lege, a explicat Dragnea.